Caz șocant: o femeie în vârstă de 50 de ani a murit după ce a fost înțepată de un bondar. Victima a intrat în șoc anafilactic, iar medicii care au intervenit nu au reușit să o salveze. Conform Digi24, femeia servea masa împreună cu familia în holul locuinței, când a fost înțepată de bondar. A început să se simtă rău și în câteva minute a intrat în șoc anafilactic. Familia a sunat la 112. La fața locului au venit un echipaj de la ISU Vâlcea, unul de la ambulanță Horezu și unul smord. În ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au putut să o mai salveze pe femeie. Medicul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balș din Capitală, a declarat la Digi24 că este foarte important ca în astfel de situații să se intervină de urgență. Reacția rapidă este cea mai importantă, a subliniat el. Este foarte greu să previi astfel de reacții de șoc anafilactic, care sunt foarte rare, a afirmat Marinescu. Nu înseamnă că ne așteptăm ca și șoc să apară frecvent, probabil este un caz la câteva mii. Dacă trec câteva minute de la începătura unei insecte care duce la această reacție alergică sau dacă o persoană știe că are diverse forme de alergie la alimente, la insecte și nu se intervine imediat, consecințele sunt greu de înlăturat. Unele persoane știu că au astfel de probleme și au la îndemână cortizon injectabil, dar trebuie să știe să își facă injecția. Problemele pot apăra dacă persoanele cu alergii sunt în zone cu acces dificil. Este foarte greu de rezolvat ca la carte un șoc anafilactic luând doar medicamente antialergice. Intervenția rapidă la 112 poate rezolva astfel de cazuri. Cei care au predispoziție la dezvoltarea diverselor alergii trebuie să fie atenți și să se ferească de factorii care le pot provoca, a mai explicat medicul.